Ne-am întors în studioul Capital TV și discutăm astăzi despre Primăria București ca afacere. Alături de mine se află Silviu Văduva, consilier general în Primăria București, colega mea Antoaneta Edveș, de la jurnalist la evenimentul zilei, și Nicușor Dan, președinte de ONG și candidat totodată la fotoliul de primar general al Bucureștiului. Domnule Văduva, cât este bugetul, să intrăm direct în cifre, pentru că tot am promis telespectatorilor că vorbim despre afaceri, cât este bugetul anual al Primăriei București? Bugetul Bucureștiului este în jur de 1 miliard de euro, respectiv 4,2 miliarde de lei. Dar, din păcate, în cei 7 ani și jumătate de când este primar general Sorin Oprescu, nu a luat nicio măsură pentru a optimiza și a crește acest buget. Respectiv, toate capitalele europene au tendința de a crea societăți sau de a crea diverse surse de venit ca primăriile să obțină bugete cât mai mari și în felul ăsta să banii aceștia obținuți să-i poată investi și să creeze o viață mai bună pentru locuitorii capitalelor respective. Ceea ce în București nu s-a întâmplat niciodată. Singura preocupare a primarului general Sorin Oprescu a fost aceea de a cheltui acești bani și de a-i cheltui prin firmele lui de casă sau prin clienții politici. Dar haideți să mă ajutați la un lucru. Acest 1 miliard de euro, ceea ce mie mi se pare o sumă enormă, este bugetul cu tot cu bugetul aferent celorlalte sectoare sau este numai bugetul gestionat de Sorin Oprescu? Este doar bugetul primăriei capitale, fiecare din primăriile de sector având un alt buget propriu. Acest buget, încă de la început, Sorin Oprescu și-a dat seama că pentru a putea fenta Consiliul General și pentru a putea dispune cum dorește domnia sa de el, a început să vină cu tot felul de măsuri să umfle acest buget declarativ în momentul în care se votează bugetul, iar pe urmă să aloce bani doar pe domeniile care îl interesau în mod direct, respectiv unde firmele de casă ale dumnealui aveau contracte sau unde dumnealui avea un interes direct. Deci înțeleg că suspiciuni față de modul în care gestiona domnul Oprescu bugetul erau de ceva timp. Existau încă de la Consiliului Primăriei. Încă din al doilea an de mandat al primarului general Sorin Oprescu am atras atenția că acesta pe diverse căi umflă declarativ bugetul, iar pe urmă la rectificarea bugetară principalele domenii de importanță pentru București, că vorbim despre Radeț sau RATB, unde nu avea un interes direct domnia sa, rămâneau fără finanțare. Și astfel ne-am trezit că după 7 ani și jumătate, în care au fost subfinanțate atât Radetul cât și RATB-ul, aceste societăți sunt în pragul de a intra în colaps. Din păcate. Și Antoaneta, ce zici? 1 miliard de euro, cum îți sună suma asta? Depinde cum o gestionezi. Nu e nici mare, nici mică, având în vedere la ce capitală avem, cu atâtea probleme. Problema... Mie se pare că s-ar putea face o mulțime de lucruri cu banii ăștia, mai mult decât ce văd eu pe străzi. Din punctul meu de vedere, cred că a fost un mandat, 7 ani, a avut 7 ani Sorin Oprescu, în care pur și simplu banul public s-a cam risipit. Dacă e să analizăm bugetul capitalei din punct de vedere managerial, n-a făcut decât să ia banii și să investească non-profit. Deci nu să-i investească, să-i cheltuiască. Să-i cheltuiască. Investiția presupune, așa din punctul meu de vedere, un pic altceva. Dar vorbeam înainte de emisiune de o chestiune din bugetul primăriei. Spuneai că este o rubrică. Da, numită alte cheltuieli. Așa. Iar acolo în fiecare an, de obicei, se bagă cheltuielile pe care nu vrei să le justifici, nu vrei să le explici. Mă rog, e clar, alte cheltuieli sunt la grămadă, niște bani, nu se știe pentru ce. Ce sumă era anual în acest rubrică? De când a ajuns la capitală Sorin Oprescu, 100 de milioane de euro anual, aproximativ. E o analiză făcută chiar de către ei. Deci 100 de milioane de euro în bugetul primăriei capitale. Nu știam ce sunt niște bani, practic bani de buzunar pentru domnul Oprescu, că altfel nu știu cum să... Condițiile în care legea bugetului are 500 de capitole, deci nu e o lipsă de capitole unde să nu pot să declar niște bani. Deci dacă vreau cu adevărat să justific unde se duc banii, aia pot să-mi găsesc contabilicește contul în care să-i duc. Da, Sorin Oprescu, încă de la începutul mandatului său, a promovat o lipsă de transparență totală
respectiv dacă analizăm solicitările făcute de către consilierii generali, prin care acestea erau obligați să răspundă și să le pună la dispoziție contractele pe care primăria le încheie cu diversi furnizori, constatăm că, de exemplu, în cazul meu din 14 solicitări, nu am primit niciun răspuns și nu mi-a pus la dispoziție niciun contract sau nicio informare cu privire la cheltuirea banilor publici. Deci înțeleg că nu numai presa se lovea de un zid atunci când încerca să afle unde se duc banii, ci acesta, chiar și consilierii din primăria capitalei. Chiar și noi, consilierii, care prin lege avem dreptul de a solicita orice informație și de a ne fi pusă și a studia orice contract pe care primăria îl încheie. De asemenea, prin schimbarea, odată cu venirea primarului general Sorin Oprescu, acesta a schimbat principalii directori din primăria capitalei, punându-și oameni de mare încredere. Că vorbim despre Mădălin Dumitru, că vorbim despre domnul Constantinescu Mircea, că vorbim despre alți directori, care unii au plecat, unii sunt acum sub anchetă. Cu toții au acționat la comanda primarului general, sfidând legea. Și astfel, cetățenii Bucureștiului odată nu au fost informați cum s-au cheltuit banii publici, cum ar fi fost normal că să pună pe site toate cheltuielile, și dacă în alte primării din Europa s-a ajuns la un buget participativ în care oamenii, cetățenii capitalelor respective, selectează pe ce domenii să meargă banii lor, în primăria capitalei nici măcar după ce se cheltuiau nu aflam pe ce s-au cheltuit acești bani. Și de asta, cu mare întârziere, s-au constatat că unii anumiți bani s-au dus pentru cumpărarea unor ceasuri la cifre astronomice, la preț de apartamente. Dar erau bani suflate cu aur, ceasurile. Polite cu aur, dar se stricau și deși arătau bine. Cu cât se strică mai repede ceva, cu atât e mai lucrativ, ca să spunem. Exact. Trebuie investit mai mult. Că vorbim despre chioșcurile de informare din parcuri, care la fel aveau prețuri de vile, cumpărate în plină criză, am ajuns abia să dăm de aceste contracte după un an și ceva, din pură întâmplare, și să demascăm această risipire a banului public făcută de către primarul. O să revenim la subiectul ăsta, pentru că aș vrea, e foarte suculent să aflăm pe ce s-au dus banii și ce tip de investiții, dar aș vrea doar de la Antoaneta să aflu un lucru. Tu ai foarte multă experiență cu primăria. Poți să spui dacă așa a fost tot timpul? Asta a fost situația tot timpul? Sau s-a întâmplat ceva de când a venit Sorin Oprescu primar general? Au existat probleme și pe vremea când era edil șef Adrian Videanu și când a fost Traian Băsescu și când a fost Viorel Lis. Însă de 7 ani problemele s-au acutizat. Putem să luăm exemplul Radetului, care e un exemplu, știm toată lumea de la masă. Am ajuns în 7 ani să fie în faliment. Cel care e de importanță, de siguranță, cel puțin pe București. Livrează căldura către populație. Ce afectează direct populația București. Direct populația. Chiar siguranța națională. Sunt niște datorii uriașe, pentru că pur și simplu a fost un blocaj la nivel de instituție publică, pentru că ei nu se înțelegeau între ei, pentru că Sorin Oprescu, pentru că aparatul executiv nu au stat de vorbă, nu s-au pus la masă. Un alt exemplu, că s-au acutizat problemele mult mai mult de 7 ani încoace, e vorba de contractele publice, că vorbim de buget și de cum a fost condusă primăria ca un manager. Vorbim ca și la o companie. Asta m-a interesat. Da. Dacă lucrurile alea erau specifice primăriei Bucureștiului în general, pentru că așa e sistemul, sau pur și simplu pentru că domnul Oprescu a făcut niște lucruri speciale? S-au acutizat. Nu știm cât de vină e el, cât de vină sunt subalternii. Păi întotdeauna de vină este șeful. Da. Domnul Nicu Șordan, ce părere aveți de verdictul meu? De suma asta de 1 miliard aproximativ de euro pe an, în anii dinaintea crizei a fost și 1,5 miliarde s-a întâmplat, să fie 2008-2009. Dar cum de asta, să rămânem un pic pe asta, cum de avea mai mulți bani de cheltuială înainte? De ce? De ce era bugetul mai mare și acum e mai mic? Pentru că este proporțional cu banii care vin din impozite, din TVA-uri, și atunci eram pe creștere economică și erau bani mai mulți și la bugetul de stat și la bugetele locale. Asta este explicația. O singură cifră care, în opinia mea, este elocventă: bugetul cheltuit de primărie sub Sorin Oprescu, 7 miliarde de euro, grosomodo. În cei 7 ani de mandat, un miliard pe an. Așa. Costul cu care Egiptul a dublat canalul Suez. Ca să ne dăm seama ce se puteau face cu banii ăștia. Și ce vedem? 2-3 poduri și un stadion. Cam asta. În fine, mai sunt niște lucruri. Revenim și la stadion. Asta e poveste lungă cu stadion. Și dacă comparăm
cu bugetele altor capitale europene. Barcelona, Viena, Paris chiar. Vedem că bugetele lor sunt pe aici. Nu sunt un miliard, sunt 3 miliarde, 5 miliarde, dar sunt comparabile. Dar raportat la numărul de locuitori, cum sunt? Păi tot. Deci raportul e și mai mic. Asta vreau deci, practic, în favoarea Bucureștiului, dacă am raportat bugetul la numărul de locuitori. E și o altă formă de organizare acolo, nu se poate raporta în mod direct. Dar, oricum, Bucureștiul are un buget mare, fără să facă niciun efort ca să-și maximizeze acest buget, ceea ce restul capitalelor fac și ceea ce orice primar al capitalei ar trebui să facă, pentru că primăria are un patrimoniu inestimabil. Revenim imediat la asta, pentru că aș vrea să-mi explicați un pic... intuitiv, cred că pot și eu să mă gândesc la asta, dar aș vrea să ne explicați, din poziția pe care o aveți de consilier general, ce investiții s-ar putea face ca să sporim bugetul. Dar vă rog, haideți să vă continuați ideea. De această comparație, dacă ne uităm pur și simplu pe stradă cum arată aceste orașe și cum arată Bucureștiul, vedem că e o diferență astronomică pe care noi am fi putut să o recuperăm în timp. Și mai am o chestiune cu domnul Vădva, că aproape că mi-e milă de dumnealui. Îl văd așa ca un ONG care pare că n-are nicio putere și toată viața s-a luptat cu Sorin Oprescu. Domnul Vădva, ați avut PDL-ul, ați avut 4 ani de zile majoritatea în Consiliul General, ați votat bugetul ăsta pe care îl criticați. De un an de zile aveți din nou majoritate în Consiliul General. Ați votat în unanimitate bugetul pe domnul 2015. Domnul Nicușorean, sunteți pe din afară. Înțeleg că sunteți candidat pentru primăria capitală. Ați avut majoritatea. Înțeleg că sunteți Ligi Contra, cum a spus tot timpul, și că acum candidați pentru primăria capitalei. Dar haideți să fim un pic raționali. A avut PDL-ul. Nu am fost în Consiliul General în mandatul trecut. Așa, ok. Dar PDL-ul a avut atunci o majoritate. Dar tocmai am explicat mai devreme cum Sorin Oprescu a reușit să fenteze Consiliul General. Creând... să-l fenteze dacă Consiliul votează? Dacă mă lăsați să vă explic. Vă explic. Explicați. Deci, Sorin Oprescu pur și simplu propunea un buget umflat cu 30%. Acest buget umflat era împărțit pe capitolele principale. Sorin Oprescu, pe urmă, începea să cheltuie bugetul alocând... Nu, haideți să ne întoarcem la momentul la care se votează. Lăsați-mă să vă explic. Se votează bugetul repartizat pe capitol. Da. Și dacă, urmă, în 2005 dacă în 2005 bugetul nu s-a atins, în 2006 nu s-a atins, de ce în 2007 îl votați cu 30% pentru mai că mult? Este apanajul primarului general și dumneavoastră doriți să deveniți primar general, să-l propună într-o anumită formă și să stabilească care este cuantumul bugetului pe anul respectiv. Nu, asta este atribut. Era o formulă care credeți că puteți să deveniți primar general și nu cunoașteți care este legea. Acest Consiliu General să blocheze acțiunile primarului era o formulă pozitivă, pentru că eu stau și mi-aduc aminte că a existat un timp când era un altul la primărie, se numește Traian Băsescu și spunea dați-mi un consiliu, că nu pot să fac treabă în oraș. N-am un consiliu. Da. Deci bănuiesc că un blocaj instituțional n-ar fi niciodată, PDL-ul nu a încercat să creeze un blocaj la adresa primarului general. I-am atras atenția de fiecare dată, în schimb, că bugetul este umflat. Dar, repet, este atributul primarului general să propună un buget și să calculeze. Dar suma pe care o propune ca buget este exact stă în puterea primarului general. Pe urmă, noi am atrăgându atenția că de fiecare dată face aceeași eroare, că o face voit sau nu. Nu poți să obligi primarul general să stabilească un alt buget decât cel pe care îl calculează el. De ce? El este reprezentantul executivului și el are aparatul în spate cu care calculează acest buget. Până la urmă, el a fost și votat de populație. Veniți cu soluții concrete. Că sunteți împotriva, am văzut mereu. Dar puneți și altceva în loc, pentru că orașul trebuie să se dezvolte. Da. Nu poate să meargă doar pe a fi împotrivă. Dar apropo de asta, doar că îmi dați voie să punctez asta. Nu vorbesc de momentul votului. Putem reveni și la asta și am o discuție foarte suculentă pe care aș fi vrut să o las pentru un pic mai încolo. Dar ce se întâmplă acum? Adică ce să-și facă calculele bucureștenii, oamenii de afaceri, că se va întâmpla în perioada imediat următoare? Omul ăla este în momentul ăsta în arest, stă poate nici 30 de zile, după care s-ar putea să îi se dea drumul să stea acasă. Să fie cercetat în stare de libertate. Ce se va întâmpla cu primăria? Situația în acest moment este critică. De ce? Nu mai există ordonator principal de credit. Angajații primăriei ar fi trebuit să-și ia salariile zilele acestea. Din cauza că nu există un ordonator principal de credite, salariile vor întârzia să fie primite de către angajații capitalei. Ar fi fost decent și ar fi fost un gest moral și plin de onoare din partea primarului general să-și dea demisia, ca să nu blocheze primăria.
că se consideră vinovat, că se consideră nevinovat. Prin ceea ce se întâmplă acum se creează un blocaj teribil pentru primăria capitalei. Asta mă îngrijorează pe mine și acum stăm la mâna lui Sorin Oprescu, dacă vrea să-și dea demisia din arest, deblochează dacă nu, nu. Fie înțeleg. Prin incompetență, fie prin acțiunile dumnealui de corupție. Primarul general a adus primăria într-un colaps, că a băgat RATB-ul și Radetul prin subfinanțare, că s-a întâmplat asta din cauza că a redirecționat banii în interes personal sau din incompetență. Cert este că primăria este într-o stare critică în acest moment. Ok, asta o să revenim la discuție. Normal, aș vrea dacă ce se întâmplă cu Bucureștiul, problema, cât timp omul ăsta este la arest. E rezolvabilă. Însă problema mare, eu consider că e pe lucrările aflate acum de infrastructură. Toate lucrările aflate în derulare în momentul ăsta. Eu am o grijă și mai mare. A venit deja vremea rea, o să trebuiască să dăm drumul la căldură, că vine iarna. Ce facem cu căldura? În condițiile în care am aflat că primăria are o datorie uriașă către Radet. 900 de milioane. Deci, practic, bugetul primăriei pe un an de zile îl datorăm Radetului. Se întâmplă exact ceea ce spuneam. El a subfinanțat, de când a venit în primul mandat, a subfinanțat Radetul și RATB-ul, ducând acești bani către mari proiecte megalomanice care și-au dublat prețul. Unele utile, care sunt proiectele alea? Că nu le văd. Adică, în afară de vorbele despre autostrada suspendată, care au rămas, slavă Domnului, niște vorbe, că a fost o tragedie să avem o autostradă suspendată prin mijlocul orașului. Autostrada suspendată, de fapt, este acum autostrada scufundată și se suprapune pe un segment făcut în planul integrat de dezvoltare urbană al orașului și este închiderea inelului median. Dar, de fapt, această autostradă suspendată, care are aproximativ 13 km, Sorin Oprescu a susținut-o și a fost aprobată și, de fapt, intenționa doar să cheltuie banii pentru studiile de fezabilitate și proiect. Deoarece nu există acel investitor misterios pe care Sorin Oprescu tot clama. Cum nu intenționează? Că vin statul chinez. Păi da, dar deocamdată... Statul chinez venea și ne facea nouă o stradă pe mijlocul Bucureștiului. Din tot ceea ce a spus Sorin Oprescu, din păcate, nu există nimic concret. Au rămas doar vorbe. Vorbe de la începutul mandatului. Păi la vorbe era bun, trebuie să-i dăm asta, nu? Și deci mie mi se pare că Sorin Oprescu era bun la vorbe. Era arată. Unul dintre cei mai buni oameni care reușeau să te convingă că albul e negru și negru e alb, dar după 7 ani de zile vedem că nu s-a întâmplat nimic. Dar hai să ne întoarcem la întrebarea mea. Ce se întâmplă cu căldura la iarnă în condițiile astea? În contextul în care nu se vor termina reparațiile, care au început abia de o lună, aproximativ o lună, nu? Da. Au început la Radet, o să stea oamenii fără căldură la fel ca și iarna trecută, când existau cartiere întregi fără căldură câte o săptămână. Cel nu e așa de grav. Radetul este într-o situație critică. De ce? De 7 ani de zile a fost doar cărpit. Nu s-au făcut investiții de anvergură, nu s-a făcut o reorganizare, o retehnologizare. Sorin Oprescu și în ultimii 3 ani de zile a mers pe o singură idee, aceea de a face fuziunea dintre Radet și Elcen. Lucru care nu rezolva complet problema. Și din păcate partenerul lui politic, Victor Ponta, l-a tot amânat și l-a tot mințit cu această fuziune, care nu s-a făcut nici în prezent. Păi poate s-a dat și seama și domnul Ponta că e riscant să-i mai dea mai multă putere domnului Oprescu în condițiile în care am văzut prestația. Nu știu dacă premierul Victor Ponta este racordat la Radet, dar cred că odată cu venirea iernii poate ar trebui să-i dea poate că are centrală seama personală de apartament. Domnul Nicu Șordan, ce e de făcut cu Radetul? Serios, mă interesează povestea asta în mod special. Adică mă îngrijorează faptul că 900 de milioane de euro sunt datorie către această instituție care e deja falimentară, înțeleg. Banii ăștia trebuie plătiți și probabil că îi vom plăti noi, bucureștenii. E adevărat, singura preocupare a fost să mascăm această datorie prin fuziune, adică Radet, care era datornicul, vrea să preia pe cel căruia era dator, ceea ce nu se întâmplă. Deci peștele mic ar fi mâncat pe ăla mare. Și Curtea Constituțională s-a pronunțat într-un caz similar, cel în care guvernul a vrut să dea Portul Constanța administrației publice locale și a spus că este neconstituțional. Deci situația nu este absolut identică, dar este destul de probabil ca într-o situație similară Curtea Constituțională să spună că Guvernul României, statul român prin Guvernul României, nu poate să dea Elcen către Radet. Și atunci, această datorie trebuie să o plătim noi. Ce e mai grav la Radet este că, din cauza că noi nu am avut niciodată curajul să facem investiții în Radet, ba chiar curajul mare
de a construi noi centrale, nu cele din anii 70, centrale mai mici cu tehnologia de azi, care ne permit să nu dăm subvenție. Deci în momentul ăsta gigacaloria e undeva la 370 de lei. Tehnologia modernă e undeva pe la 170 de lei. Cât plătește bucureșteanul e, nu știu, 170-180 de lei. Așa, 170 de lei, restul e subvenția. Deci noi în fiecare an Bucureștiul, Primăria Generală, dă o subvenție de 150 de milioane de euro, care de fapt acoperă plata risipei, nu? Exact. Deci nu am avut curajul să facem investiția ca să terminăm o dată problema asta în... Dar cine ar fi trebuit să facă această investiție? Păi, primarul să propună bugetul și Consiliul să-l voteze. Sau, dacă primarul nu are viziunea asta, Consiliul să-i respingă bugetul până când îl obligă să facă acest lucru. Domnule Cușordan, era posibil? Că sunteți unul dintre oamenii din Consiliul ăsta. Domnul Cușordan. Domnul Cușordan spune să-i respingem bugetul. Respingerea bugetului înseamnă blocarea a multor activități care se desfășoară în Primăria Capitalei. Sunt de acord cu dumneavoastră, pe de altă parte n-aș putea să spun că poate asta era singura soluție, din moment ce omul ăsta dădea cu banii în stânga și în dreapta pe lucruri în care nu se întorceau la bucureșteni. Nu ne putem juca cu viața bucureștenilor. Ce se întâmplă în fapt? Fuziunea poate fi făcută și îmi pare rău să-l contrazic chiar și pe domnul Nicușordan, din punct de vedere legal, se poate. Nu e aceeași situație cu Portul Constanța. Și toate avizele care au fost scoase de către guvern și de către primărie arată că această fuziune poate fi făcută. Ea a fost aprobată și, și prin hotărâri de guvern, numai că fie din incompetență, fie din rea voință cineva, cei care au scris aceste hotărâri de guvern le-au greșit. Și din cauza unor greșeli au tot trebuit refăcute. Și noi am aprobat această fuziune de două ori în Consiliul General. Numai că deci fuziunea asta premierul, era o soluție. Premierul, care este cel care ar trebui să facă acest lucru, fie cei din subordine respectiv de la Ministerul Energiei, nu vor cu adevărat să facă această fuziune. S-ar fi rezolvat multe lucruri prin această fuziune, dar fuziunea nu este tot. Radetul trebuie retehnologizat. Hârtii, deci plimbat niște hârtii. Consiliul General... Eu înțeleg că problema cea mare este că nu avem centralele alea moderne. Trebuie modernizate atât circuitele. De ce? Capacitatea în anii 90 era mult mai mare de încălzire și agentul termic pe care radetul furniza era mult mai mare decât astăzi. Și ar trebui schimbată toată rețeaua. Deci avem diametre foarte mari și din cauza asta randamentul și eficiența radetului este scăzută. Ar trebui atât din punct de vedere al centralelor, cât și inelul de conducte schimbat. Sunt anumite soluții care se pot realiza, dar repet... Deci mai spargem un pic trotuarele să mai schimbăm niște conducte. Ar trebui schimbate, ar trebui modificate. Problema este că Radetul este o instituție de securitate națională, de siguranță națională, pentru că Radetul încălzește și ministere, și spitale... Dar și e lăsată să falimenteze. Din păcate, asta a făcut domnul primar general în ultimii 7 ani. Bugetul a fost alocat suficient pentru retehnologizare și pentru investiții, dar nu a fost virat de către primarul general Sorin Oprescu. Deci, Antoaneta, înțeleg că... Îmi pare rău că trebuie să-l contrazic un pic pe domnul Văduva. Pe lângă Sorin Oprescu mai sunt directorii care sunt numiți de Consiliul General la Radet. Deci, directorii Radet, care e un manager ca și o pentru o companie privată, el trebuie să gestioneze compania respectivă. Eu n-am auzit niciun director Radet plângând public și făcând conferințe de presă că n-are bani și că dă faliment, ce-i drept. Dar vin și te întreb altceva. Că domnul Văduva a spus că fie din reavoință, fie din incompetență nu s-au făcut aceste investiții. Ce e înclin să crezi? Unde este adevărul? Era reavoință sau era incompetență? E și reavoință și incompetență. Reavoință din partea primarului și a Consiliului General, care eu cred că putea să facă mai mult decât a făcut în ăștia 7 ani. Ce ar fi putut să facă? Să puneți presiune și să numiți directori care erau competenți. Dacă nu aveau banii suficienți. Dacă luăm directorii care au fost la Radet în ultimii ani, avem unul incompatibil la ora asta cu decizie definitivă a ANI, care stă acolo, nu mișcă nimeni, nu face nimic. Că până el avem unul care acum este la tubulatură, cum spune lumea pe la televizor. Am avut alt director la Radet. Este încă primarul general al Bucureștiului. Beneficiază de prezumția de nevinovăție până la următorul termen. Să zicem că suntem, adică să fim corecți. Dar directorul Radet, care e ca și cum eu sunt managerul Radet, eu trebuie să gestionez instituția respectivă ca și o companie, că m-a numit Consiliul General.
Păi să nu uităm, vorbim cu domnul Nicușor Dan acum. Cel de acum e incompatibil, stă sus la etajul 7 sau unde are birou și nici nu coboară. Este incompatibil pentru o altă funcție, nu pentru funcția pe care o ocupă în prezent. Nu avea voie să ocupe o funcție publică până în 2017. Funcție și publică? Domnul Nicușor Dan, cum e curat de tot? Și iar doi, că trebuie spusă și asta, da, te rog. Fostul director... Primul lucru, când a venit în instituție, și-a făcut un baie jacuzzi la etajul 7 cu amprentă digitală, cerea flori proaspete în fiecare zi și nu făcea nimic. Plăcea omului frumosul. Asta nu l-aș acuza. Deci, de iubire, față de frumos, datorie... nu l-aș acuza. Deci cum e cu oamenii ăștia? Da. Deci pe chestiunea cu fuziunea. Directorii ăștia cine îi numește la Radet? Consiliul General. Așa. Deci cum puteau să se plângă din moment ce erau sub... subordonație omului. Este problema cu fuziunea. Evident că Consiliul General, care e datornicul și care găsește această soluție de a ascunde datoria sub preș, evident că votează de 100 de ori dacă îi ceri o fuziune ca să scape de datorie. Dar trebuie să semneze și creditorul. Guvernul României a semnat un memorandum cu 5 pași la care nu l-am trecut nici pe unul pentru această fuziune. Și evident că orice guvern care trebuie să dea unui oraș din România 900 de milioane, în detrimentul celorlalte, o să se gândească de 100 de ori. Păi asta e frumos, pentru că dumneavoastră ați spus că ceea ce a risipit Sorin Oprescu o să plătească bucureștenii, dar vedem că se poate întinde mai mult și da. Ce a risipit Sorin Oprescu o să plătească toată țara în felul ăsta, nu? Că da, vine dacă, la bugetul de stat după aia. Nu, plătea toată țara. Dacă plătește exact. București, plătește doar București. Exact. Însă, ca să lămurim chestiunea asta, primarul prin lege propune bugetul. Consiliul General de fiecare dată a modificat bugetul. Nu, dar cum nu poate modifica cuantumul, domnul Nicușor Dan. Dar cum a modificat? Ce modifică? Nu faceți încărcături de noastră. Quantum. Nu poate modifica cuantumul. Pentru că nu are pârghii să-l calculeze. Poate și să ne mai gândim puțin asta. Pentru că... Stați numai o secundă ca să vă explic. Da, cum modifica Consiliul General bugetul? Zicea, această investiție are alocat 10 milioane. Îi dăm 8. Luăm 2 milioane și le punem dincolo. Dar niciodată Consiliul General, dacă voia să rezolve chestiunea asta a Radetului, nu a spus pe luăm 50 de milioane de euro de la administrația străzilor și îi mutăm la Radet pentru tehnologizare. Niciodată nu a avut curaj. Dați urmărit cu atenție, chiar a făcut lucrul ăsta de mai multe ori. Și a 50 de milioane de euro? A făcut-o și la rectificare, domnul Nicușor Dan. Nu. Deci, ne întoarcem imediat cu această discuție și nu numai vreau cu această discuție, vreau să mai aducem pe tapet un subiect foarte fierbinte, Stadionul Național, pentru că sunt niște lucruri frumoase de spus acum, frumoase în ghilimele, dar pentru moment, dragi telespectatori, luăm o scurtă pauză de publicitate și ne întoarcem cu discuții despre aventurile lui Sorin Oprescu cu bugetul Primăriei Capitalei. Public...